Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Salvarea Fermei Țărănești. Suntem tot la Satu Mare, ca și săptămâna trecută. La Satu Mare am avut un eveniment extrem de important, un eveniment anual pe care Asociația Județeană de Producători de Produs Ecologic și Tradițional îl organizează anual pe o tematică dată în fiecare an, o tematică diferită în fiecare an. Săptămâna trecută ați putut viziona aspecte din într-o emisiune în care am avut ca invitați colegii din Maramureș, participanți la acest eveniment. L-am avut pe domnul Tătăran, președintele de la Maramureș, cu domnul Libotean. Astăzi avem alți participanți la acest eveniment de la Satu Mare. Și astăzi vom vorbi despre prune, despre pălincă, despre ce se poate face cu aceste prune. Chit că dacă sunteți țărani din Satu Mare, din Sălaj, din alte zone, știți cam ce se poate face cu aceste prune. Veți vedea poate agricultori care au avut alte idei vis-a-vis de modul în care se poate pune problema atunci când gândești o afacere pe bază de prune și nu numai. Prune, mere sau alte produse agroalimentare. Astăzi avem ca invitați la această emisiune agricultorii din două județe, din județul Satu Mare, și aici mă uit la domnul președinte Ioan Pop, președintele Asociației Producătorilor de Produs Ecologic și Tradițional din Satu Mare. Bună ziua, domnul președinte, și ne bucurăm că ne-ați primit aici, ne-ați găzduit și ne-ați ospătat la dumneavoastră în județ. Bună ziua și bine ați venit, și de fiecare dată prezența dumneavoastră și numai dumneavoastră și a participanților la aceste simpozioane este unul benefic pentru noi. Și eu cred că prin tematica care am avut-o la acest simpozion am încercat să oferim, prin dumneavoastră și cei care au prezentat materiale, să oferim celor prezenți multe lămuriri privitoare la activitatea de agricultură ecologică, mai ales a substanțelor folosite și a șansei lor dacă se vor orienta și vor practica acest sistem de cultură, respectiv agricultura ecologică. Mai ales în prisma celor care ni le-ați prezentat privind politica agricolă comună pentru anul 2014-2020. Sunteți sălăjan, nu sunteți sătmărean, domnul președinte. Și ați invitat astăzi la această emisiune sălăjeni doar. Și un sătmărean, sigur, ca să putem să scoatem cumva cămașa asta. Să echilibrăm forțele. Haideți să prezentăm un pic invitații. Avem doi invitații din Sălaj. Domnul Alin Prunean. Alin Prunean, nu, adică și numele generic, și numele vorbește de prune, nu numai activitatea. Dacă mă cheamă Prunean, nu puteam lipsi la o emisiune în care se aduce vorbire despre prune. Și nu vă puteați ocupa de altceva decât de prune. Da, printre altele. Printre altele, am înțeles. O să revenim la... Prezentați-vă. Ok. Da. Ionel Roșan. Sigur că sunt primar, lucrez în administrație de aproape 10 ani, dar activitatea mea profesională fiind inginer tehnolog, nu puteam decât să mă implic în promovarea produselor. Deci avem doi sălăjeni și avem doi sătmăreni, domnul Bran și domnișoara Bran. Mă numesc Bran Ioan, sunt tot copil de țăran din Satu Mare. Am preluat o activitate pentru producția de băuturi tradiționale, în special țuică și rachiuri din prune. Am această activitate, am preluat-o în 93 și încercăm atât în țară cât și afară să o promovăm și să ne extindem, să cuprindem piață, să facem produse mai bune, să le facem cât mai cunoscute, atât în țară cât și afară. Bun, avem, domnule președinte, avem invitați din două județe care se ocupă de afaceri cu prune. Cu cine începem? Începem cu cei mai de departe, cu sălăjenii, să vedem ce fac ei la Sălaj, ce fac ei din prune. După care lăsăm pe sătmăreni că-s de acasă și o să ne prezinte, sigur, ceva mai tare la urmă. Aline, sălăjeni, v-ați apucat de prune. De ce fel de prune v-ați apucat ca și afacere? E vorba de o rețetă veche descoperită la Valcău, în momentul în care l-am cunoscut pe domnul primar de Valcău, în urmă cu vreo 3 ani de zile, îmi povestea că de mult acolo se făceau niște prune umplute cu nucă. Și
Am stat, ne-am gândit cum ar fi prunele astea, le-am văzut la bătrânele satului că le mai făceau un cuptor și am mirosit că ar fi rost de un produs care merită pus în valoare, merită adus pe piață și în comerț. Și cine v-a învățat să le puneți să puneți nuca în interior? Că doar nu te-ai născut cu această... Bătrânii. Da, bătrânii sau bătrânele satului, să spunem așa, care ocazional mai fac aceste delicatese, să spunem așa. În momentul în care am lansat în parteneriat cu primăria acea unitate de procesare produse apicole și fructe uscate, am venit și cu acest produs, prune uscate umplute cu nucă. E un produs nou pe piață, dar în același timp este un produs vechi, cu tradiție și cu vechime, să spunem, doar că nu se găsea în comerț. Foarte delicios, e un produs poate un pic mai scump comparativ cu alte produse din sfera fructelor uscate, dar cine îl gustă odată, eu spun că devine dependent și musai să mai cumpere. Am înțeles. Ați început cu uscat prune și introdus miez de nucă. După care ați mers mai departe și ați produs și altceva, văd aici. O cutie destul de curioasă în fața mea. Da, e un produs exclusivist lansat la Paris în octombrie anul trecut. The Art of Dar se numește, adică arta darului. Mulți au spus, mai ce faceți voi, amestecați cuvintele engleză cu română? Și am spus, mai de ce să nu îndrăznim să folosim un cuvânt românesc, dar, atâta timp cât toată lumea sau toți s-artiați după a folosi ce aveți cuvinte în cutia, englezești. În cutia acolo, în... Pachetul Art of Dar conține un produs local, care îl vedem în acest recipient de sticlă realizat manual. În cazul de față avem miere de albine cu rib de pădure, dar poate să fie și miere de albine cu prune uscate și nucă. Recipient care este argintat în partea inferioară. Fiecare produs are ștanțat o serie care arată originea și numărul produsului, pentru că fiind un produs exclusivist se va produce doar într-o 1001 exemplare. După aceea avem dopul, să spunem, care se folosește după folosirea produsului. Deci vindeți practic bibelouri, că nu vindeți miere de albine. Și miere de albine, vindem tradiție, vindem meșteșug cu acest produs, vindem tradiții și artă, dacă vreți. Sigur, dar asta înseamnă că în momentul când consumatorii au consumat mierea din recipient, nu o să-l arunce. Evident. O să pună altă miere, mă gândesc. O să folosească. Fiind un produs atât de deosebit, de exclusivist, el nu poate fi consumat așa cum ne trece prin cap și am adăugat pachetului și o linguriță din argint masiv. Este un alt... Linguriță din argint și o vindeți cu această... Și este inclusă în pachet. Este și pachetul ăsta, dacă se poate să pună întrebarea așa, cam are și un cost interesant? Da, e un preț... Eu spun rezonabil pentru ceea ce reprezintă. Ia să auzim ce înseamnă rezonabil. Să mai spun două vorbe despre ceea ce reprezintă. A promova niște produse locale, a promova niște meșteșuguri care sunt aici, de la sticlărie la argintărie, vorbim chiar și de tâmplărie, vorbim de țesături. Lingurița este ambalată în acest săculeț din pânză, făcută manual, țesută în război. Toate astea pentru 365 de euro. Ce ar însemna 365 de euro? Un euro pe zi, timp de un an de zile, sub o jumătate de pachet de țigări, să spunem, pe zi. Ca să ai un bibelou de acest gen, eu zic bibelou că arată ca un bibelou și mă gândesc că cine îl cumpără și îl cumpără cu o linguriță de argint, înseamnă că îl va folosi doar la anumite evenimente mai speciale. Nu este ceva care să-l consumi zi de zi, mă gândesc. Este foarte potrivit pentru a face un cadou cuiva, drag, apropiat, pentru... Și n-am spus tot. Pe lângă ceea ce vedeți aici pe masă legat de acest produs Art of Dar, pentru că folosim zi de zi lemnul, hârtie, da? Suntem un pic agresivi cu ceea ce privește mediul.
Pentru fiecare produs pe care îl vindem, plantăm 5 stejari ce vor purta numele cumpărătorului sau numele celui care primește în dar. Este un angajament vis-a-vis și o responsabilitate vis-a-vis de mediu pe care ne-am luat-o în toamnă când am lansat acest produs și săptămâna viitoare o să o punem în practică și vom planta. Să înțeleg că deja m-ați bulversat. Adică pentru fiecare recipient din lemn pe care tâmplarul l-a făcut artizanal, vă obligați față de societate, față de copii, față de copiii noștri, să plantați 5 copaci. 5 stejari, da. Și săptămâna viitoare... Și ba mai mult îi botezați cu numele consumatorilor de produs. În felul acesta vrem să-l legăm consumatorul, care dacă e din Anglia, din Irlanda, de unde o fi, vrem să-l legăm de Valea Barcăului, de Transilvania. Vreți să vină să ude copacul din când în când? Vrem să vină să ne ajute să-l plantăm, vrem să vină să și-l viziteze și vrem să legăm pe viitor și niște produse turistice legate de acest produs. Numai așa am putea crea în România o comunitate de irlandezi, francezi, nemți pe aici, care să vină măcar o dată să-și vadă copacul în fiecare an. Idee care n-am auzit până acum, este, mi se pare extrem de interesantă. Dar, Aline, de ce un astfel de demers pentru un produs numit miere de albine, când noi știm că în România producătorii care vând miere de albine o vând în recipiente banale, adică într-un recipient ordinar? Este inadmisibil ce se întâmplă pe piață și nu vorbim strict de piața din România. Putem discuta de piața produselor apicole la nivel de Europa, că fac prostii și germanii și francezii și putem intra în detaliu. Noi, în momentul în care am ieșit pe piață, am decis că trebuie să vindem nu doar ceva dulce, ci ceva și sănătos. Și atunci produsele noastre apicole se împart în două categorii. O categorie de produse terapeutice, pe care o să le găsiți pe piață ambalate într-un recipient de sticlă și apoi în cutie. De ce în cutii? Pentru că terapeuții și apiterapia, această știință, ne spune că mierea trebuie să stea ferită de razele soarelui ca să-și păstreze proprietățile terapeutice. Mie mi-e foarte drag de micul producător când îl văd că își valorifică direct produsele, fără intermediar, fără un lanț foarte lung. Dar și micul producător trebuie să se adapteze și să cunoască niște reguli minimale și condiții de păstrare și de valorificare a produselor sau a materiilor prime. Asta înseamnă că ați valorificat, pe de-o parte, tradiția locală, ați valorificat munca tâmplarului care realizează acest suport, ați valorificat în zona artizanatul, vis-a-vis de țesături, vis-a-vis de lingura, este o lingură pe care o face cineva? Lingura se face la tur, dar este un atelier care face de la obiecte bisericești până la orice. Și este cumva și personalizat, adică... Este personalizată cu logo-ul zonei, cu Valea Barcăului. Deci nu putem schimba, deci Valea Barcăului, așa, de unde provine respectiv. Exact, din Sălaj. Din Sălaj. E un produs realizat într-un parteneriat cu Fundația Adept de pe Târnava Mare. Ei fac același produs, doar că în recipiente găsim gemuri. Ei pe partea de gemuri, noi pe partea de produse apicole, de miere. Și în felul acesta promovăm cele două regiuni, Târnava Mare, Valea Barcăului și evident Transilvania. Și ni tare drag să spunem când ieșim peste graniță să spunem că suntem din Transilvania și are o, din păcate poate, sau din fericire poate pentru noi, are o rezonanță mai puternică decât să spui că ești din România. Nu-i bine, ar trebui îndreptate lucrurile și ar trebui politicienii să facă un pic mai mult vis-a-vis de ce înseamnă România sau ce ar trebui să însemne România peste hotare. Domnul președinte, ați venit cu invitați care ne surprind. Adică povestea cu plantatul e un pic cam tare pentru un consumator din România să o audă deja și apoi eventual cineva să se gândească să o ia ca și idee. Vedem aici un invitat care îl aveți, care vine cu o abordare regională în care integrează două regiuni ale țării, Târnava și Valea Barcăului. Pe masă avem prezentate produse, deci ei vând în, voi vindeți, Aline, în sisteme de marketing, nu numai dulceață de
sau miere de? Am asociat sau am atras în jurul nostru și alți producători. Acolo putem vedea alături de gemul de pe Târnava Mare, ulei de la Luna, spre exemplu. Din Cluj? Din județul Cluj. S-a asociat trei regiuni, de fapt. Da, e Satul Mare cu pălinca deja cunoscută, Zetea. Mierea noastră de pe Valea Barcăului și prunele. Iată un cadou regional. Regional. Da, politicienii tot vorbesc de regionalizarea României. Ca să înțeleg, domnul președinte, de fapt, asocierea ca și funcție, nu-i numai ca să fii împreună, ci ca să vinzi împreună. Că în momentul în care deja văd aici un recipient la care... în care regăsim produsele a 3-4 producători diferiți din județe diferite, înseamnă că trebuie să existe o tare bună legătură între acești agricultori. Sperăm acum că poate vom găsi și alte modalități și alte produse care vor fi deosebite realizate și în județul nostru să facă parte din aceasta. Eu mă gândesc că pe tărâmul agriculturii ecologice, produsele care sunt aici făcute și la ceea ce realizăm noi la fermă acolo, și ăsta ar putea și poate să intre și pălinca lui domnul Bran, ne gândim în timp. Poate să fie o treabă. M-a surprins și pe mine plăcut treaba și drept parcă mi-ar părea rău că am plecat acum din Sălaj, că noi n-am reușit să realizăm lucrurile astea deosebite, dar ne duce, mă duc mereu prin Sălaj, pe acasă, așa, și vom încerca să facem și noi. Este într-adevăr un lucru deosebit și poate puțin să pot mândri cu acest aspect și trebuie apreciat. Pruna deshidratată, într-adevăr, este o tradiție veche, că știu eu și ce povesteau bunicii care erau de lângă Șumleu Silvaniei, în Bădăcină. Și aveam și atunci făceau prunele uscate și cu sâmbure. Eu, în activitate ulterioară, am preluat-o și am făcut export și era unul din sortimentele cele mai apreciate în Israel. Pruna de nucă cu sâmbure. Deci este o treabă deosebită, o armonie perfectă. Dulcele și cu sâmburile de nucă, e nu știu ce fructe ai mai putea combina ca să găsești calitățile care le dă cele două fructe găsite în același ambalaj. Forma de ambalare este un lucru îți de apreciat. Acum trebuie să ne ambiționeze și pe noi să vedem cum putem face ceva ca să... Deci pe mine m-a surprins asocierea a 3-4 producători și mă gândesc și vreau să o întreb pe domnișoara Bran. Domnișoara Bran, produceți pălincă, sunteți distribuitor și producător de pălincă. Pălincă din Satul Mare. Oare când am putea mâine imagina ca acest produs pe care îl realizați acasă, pălinca sau țuica, să o vedem asociată cu alte produse care provin din acest județ, cu cidrul domnului Pop, cu dulceața de mere a domnului Pop sau cu alte produse într-o ofertă regională, așa cum a venit aici Alin cu această idee, mi se pare genială ca și idee. Într-adevăr, este o idee genială. Și nu cred că foarte multă lume s-a gândit la ea, dar ar fi bine și noi cu pălinca, cum ziceți, eventual cu o slăină de mangaliță, cu, nu știu, cu ceapă, cu roșii de la noi din zona. Dar va trebui să un pic sticlaia, mi se pare cam mare, domnișoara Bran, nu cumva ar trebui să mai micșorăm dozajul, așa că... Avem și la dozaj de 45 de mililitri, dar este îmbuteliată în paharul tradițional de pălincă, în țoi. În țoi. Odată ce ai desfăcut sticla respectivă, îți rămâne paharul, îți rămâne țoiul. Dați-mi mai multe detalii, că pentru mine, ca și sălăjan, clujan adoptat, nu prea înțeleg ce e la țoi. Paharul de băut? Paharul de băut pălincă, tradițional românesc. Și cum ați spus capacul? Exact cum are și sticla, pentru că paharul, țoiul respectiv, la bază este mai bombat. Și are un gât țuguiat. Am înțeles. Deci v-ați gândit și la dozaje mai mici, pentru că dacă ne apucăm de băut aici, când suntem la masă, ne cam turtim cu așa mare sticlă. Avem. Sunt unii care nu rezistă la așa mari provocări și ne-a trebuit dozaj, așa, un țoi, cum a spus, la câte grame, cât are un țoi? 45 de mililitri, 45. Este și la 200 de mililitri, la 500, deci ne descurcăm. Pentru cei care nu au antrenament, cred că ar trebui să începem cu 45 de mililitri, că deja... ar fi o poveste interesantă. Bun. Și încă ceva legat de ce face și domnul Alin. Bine, noi nu avem aici la prezentare, dar și noi îmbinăm produsul cu partea de artizanat, cu tâmplărie. Avem produse care se vând ca atare, ca pachet, care conțin și țoiuri, și pălinca, și
un ambalaj făcut din lemn, de un producător local. Ca să înțeleg bine, tata se ocupă de făcut pălincă și fata vinde pălincă. Exact. Sau fata o bea sau cum? Fata o promovează. Ați înțeles foarte bine. Bun, dar de regulă când vinzi, domnul Bran, pălincă, trebuie să o și deguști fata și degustă pălinca asta. Degustătorul sunt eu. Ah, tata e degustătorul. Eu sunt producătorul și degustătorul. Și fata vânzătorul, distribuitorul. Copiii, la copii le devine sarcina să o vândă. Să o vândă, am înțeles. Interesantă poveste. De când ați început această afacere, domnul Bran? Am început afacerea în 93, începând cu 8-9 ani în urmă. Am dezvoltat mult distilatele naturale. Am și intrat pe piață la cele mai înalte nivele, începând de la localuri de 45 stele. Suntem în mini-barurile hotelurilor, începând cu Marriott, Intercontinental și alte hoteluri și restaurante. Am fost afară, am reprezentat România la mai multe misiuni economice, cum ar fi Coreea, Mexic, Cuba, Germania și Polonia. Și intenționăm în continuare să ieșim, să promovăm acest produs, care, cum bine spun unii, este ambasadorul României. Bun, dar ce ați făcut până acum este extrem de interesant, dar ați făcut în ultima vreme un pas care pentru unii care produc pălincă, care produc țuică, este surprinzător. De ce să vinzi pălincă ecologică, cum ați început noastră de anul trecut să vă certificați procesarea ca să puteți vinde când se va încheia procesul să vindeți pălincă ecologică? Nu ecologică pălincă, oare pe care o știm noi la țară? Consider că este o șansă pentru producătorii mici, pentru cei care produc cantități mici, să producă produse de înaltă calitate, să nu se bazează pe cantitate, doar pe calitate și preț. Deci preț corespunzător și calitate, evident, pe măsură. Pe măsura prețului, da. Pe măsură. Vindeți de regulă în România, vindeți și în exterior? Deocamdată vindem în România, în exterior mai mult cadouri sau intermediar ce a ieșit pălincare. Domnul Bran, ne văd acum pălincare din satul mare, din țara Oașului, din Turs, din Cămârzana, de pe unde avem, din Gherța. Dacă le vin la tăți ideea de a face pălincă legală, că acum înțeles că unii dintre ei săracii fac, cum face și tata, pălinca aia, fără acte, nu vă temeți de subiectul ăsta? Deocamdată în județ suntem puțini producători autorizați. Cât sunteți? Cu hârtii în regulă? Cu hârtii în regulă suntem doi. Deci doi hârtii în regulă și mai sunt pe lângă ăștia doi? Mai sunt 300 sau 400 cu hârtii în regulă sau fără hârtii. Am înțeles. Bun. Dacă cumva oamenii ăștia revine în minte ideea să se legalizeze și să-și autorizeze antrepozitul fiscal, va fi o problemă de concurență la nivel de județ Satul Mare vis-a-vis de pălincă? Deci legat de producție, concurența există și acum. Problema e vânzarea. Mulți știu să producă, puțin știu să vândă. Este o altă meserie. Este o altă meserie pe care nici eu nu o dețin. I-am lăsat pe copiii mei să se ocupe de asta. Da, este corect. De regulă... E ușor a produce, e foarte greu a vinde produsul călăre, indiferent în ce condiții sau ce calitate are, ce preț are. Se vinde greu. Pălinca are o piață destul de restrânsă deocamdată în România. Consumul e extrem de mic. Bătaia este și pentru cei doi producători care suntem în Satul Mare, este pentru piață. De unde ar trebui să vindem pălinca asta, în România sau în exterior? În primul rând trebuie să o vindem în România, dar trebuie să și educăm consumatorul. Pălinca este produsul nostru, este un produs de calitate, care nu se poate compara cu o vodcă sau știu eu, un alt produs pe bază de spirit. Nu înțeles. Domnule președinte, avem aici un invitat care a venit astăzi la cravată, domnul primar. Eu știam că dânsul este primar, dar dânsul este de fapt și agricultor. Înseamnă că poate vorbi prin ambele prisme, și cea de țăran și cea de primar. Eu când spun lumii că eu sunt țăran și apoi profesor, sau și una și alta, lumea începe să zâmbească, să mustăcească. Pentru că noțiunea de țăran este una privită de multe lume ca una peiorativă și fără prea mult conținut. Domn primar,
Ați plecat la drum împreună cu colegii din asociația pe care o conduce Alin ca primărie. Ne puteți explica un pic demersul ăsta de primar acum, după aia cel de țăran? Da. Este adevărat, la fel ca și dumneavoastră și eu sunt un fiu de țăran, provin dintr-o familie de țărani și aici sunt de aceeași parte a baricadei ca și dumneavoastră. Susțin inițiativele pentru că apreciez foarte mult și activitatea dumneavoastră și a universității unde predați, pentru că puțini oameni în România am văzut să promoveze produsele de calitate, produsele tradiționale, produsele țăranului, produsele ecologice și sigur că în varianta în care a apărut o oportunitate de a intra într-o colaborare cu un ONG și cunoscând foarte bine forma juridică în care intru ca și primar și ca și administrație, nici n-am stat pe gânduri ca să sprijin inițiativa. Mai mult, fiind inginer tehnolog, am și participat cu partea mea de contribuție, sigur, voluntar. Și aveți aici pe masă rezultatul colaborării unui partener public-privat și chiar aș dori ca mulți colegi din țară să aibă încredere în parteneriatul public-privat, deși este la nivel pilot în România, pentru că pot să iasă niște lucruri extraordinare. Sigur că s-a promovat zona, s-a conturat un brand a zonei. Din păcate, turistul străin, dacă vine într-o anumită zonă, noi nu avem identificată zona. Printr-un brand, printr-un centru de promovare, pentru, eu știu, pliante și așa mai departe. Și sigur că eu mi-am adus în măsura în care am crezut că este de cuvință contribuția pentru a se concretiza și a se realiza ceva. Dincolo de beneficiile pe care le are țăranul, producătorul, pentru că la această fabrică unde se procesează fructele și mierea, cei din zonă își valorifică produsele. Dincolo de acest lucru, oriunde în țară, unde am mers, am fost foarte apreciat. Produsele sunt foarte apreciate, iar consumatorul încă mai are de învățat și încă nu face destul de bine diferența între produsele de calitate și, sigur, unele produse care le găsim în orice marketing. Sigur, și îi mulțumesc domnului președinte pentru domnului Pop pentru invitație. Am venit cu mare plăcere și profit de această ocazie, le doresc succes și sper să putem lua și noi în județul Sălajul un contur, adică să formăm o asociație a producătorilor de produse tradiționale, pentru că vedem cu toții că situația legislativă impune acest lucru ca să rezistăm și ca să îmbunătățim și să sprijinim producătorii, pentru că există foarte mult de lucru în domeniu și foarte multe susținere au nevoie oamenii simpli și oamenii producători ca și cei pe care îi avem aici la masă. M-aș referi aici că avem produse pălincă pe masă. Va trebui discutat foarte serios cu factorul decizional vis-a-vis de accizele care se impun în Uniunea Europeană, numai în România, dacă nu mă înșel. Și sigur că aici universitatea, administrația, factorii politici, asociațiile va trebui să unească forțele pentru a susține asemenea inițiative. Sunteți în același timp, domnule primar, primar de Valcău de Jos Sălaj, sunteți și țăran. Aveți o fermă. Pălincă de aici, din ferma dumneavoastră? Sau da. Este pălincă ilegală sau... Acum, se apropie de legalitate. Ca să vedem. Putem spune că se apropie de legalitate, sigur că nu are timbul fiscal, nici nu o comercializez, doar o folosim doar ca și cadou în cadrul restrâns. Intenționăm și m-am documentat nu numai pentru mine, ci pentru toți producătorii din zona Valea Barcăului și știu foarte bine ce înseamnă accizarea, ce înseamnă antrepozitul fiscal, dar în momentul de față nimeni n-a avut curajul și nu a fost dispus financiar să investească în acest lucru, pentru că dacă respectăm legislația în vigoare, îți trebuie o anumită sumă de bani și foarte greu la început ca să vinzi un produs care conține alcool etilic accizat și cu timbru fiscal.
Am fermă, da, este adevărat, am o fermă pomicolă, este la început, am preluat ferma părinților și a unor rudenii și sigur după ce îmi termin activitatea în administrație doresc să promovez acest sector și să lupt pentru promovarea produselor tradiționale, ecologice și sănătoase din România. La pensie România. Vă referiți sau mai devreme? Acum când or vrea alegătorii. Deci, eu o să le respect decizia. Deci, practic, meseria vă aleg alegătorii, nu dumneavoastră. Acum, n-aș putea spune activitatea de primar este o meserie. Eu aș numi o ocupație, deși eu o fac cu suflet și cu patimă câteodată, poate nici nu-i bine, pentru că este o ocupație foarte grea de primar, dacă chiar vrei să-ți faci treaba ca și primar. Când vor dori alegătorii, pentru că sunt al treilea mandat și îmi permis să spun, pentru mine e un lux, la 37 de ani, când vor dori alegătorii, atunci o să ies din administrație și o să mă ocup cu siguranță de promovarea, deci de ferma pomicolă și promovarea produselor ce rezultă din ferma pomicolă. Am în Franța doi prieteni. Unul a scris o carte care se cheamă Noi vom redeveni țărani, iar al doilea, în suracul româncă, inventează țărani sau reinventează țărani. În mod practic, țăranii dispărând în Europa, reinventează. Domn primar, cred că dacă alegătorul o să vă lase, veți redeveni țărani și o să vă ocupați de agricultură, poate de pălinca asta să o autorizăm să fie legală. Galul în care sunteți astăzi membri ar permite o finanțare pentru un antrepozit fiscal? Desigur, în cadrul Galului, la ora actuală, în strategia Galului, nu există ca și denumire antrepozit fiscal, pentru că nici nu poate exista. Dar pe deci pe măsura 121, pe măsura 313, noi avem idei de proiect care vor duce spre un antrepozit fiscal cu siguranță. Chiar în zona Craznei, care face parte din Galul respectiv, au un proiect denumit Drumul Vinului. Sigur că Drumul Vinului unește toți producătorii de viță de vie din zona respectivă și ca să-și poată valorifica produsul, inevitabil vor avea nevoie de un antrepozit fiscal. Bun, domnul primar a pronunțat aici Drumul Vinului, dar Drumul Pălincii în satul mare n-ar putea fi gândit, sigur, domnule președinte, din antrepozit în antrepozit fiscal, adică din ferme autorizate în ferme autorizate, că nu poți face drum doar la domnul Bran acasă. Da. Ar fi prea mult. Păi, tocmai întâlnirea care e astăzi la Turț, care are loc, de o parte din cei care au participat la simpoziul nostru au ieșit din sală, pentru că la ora 3 au avut un simpozion la Turț exact pe Drumul Pălincii, așa era și scris în informație în ziar, dar legislativ. Deocamdată legislativ, pentru că tocmai asta, birocratic. Da, deocamdată se pune problema exact, odată trebuie clarificată și problema accizării pălincii. Sigur, nici la domnul Bran și la cei care sunt cu antrepozite fiscale, credem că totuși e o măsură nedreaptă ca să ai același nivel de accizare la băuturile alcoolice naturale, respectiv pălinca care e făcută aici fie în salaș, fie în ăsta, și cu alcoolul etilic obținut din cereale. Dacă ai face randamentul și proporția între, adică randamentul la prelucrare, la cereale, la alcool din cereale și cel din prunie, raportul e aproape 1 la 10. Asta e boală și atunci veche. Boală veche, dar odată tot trebuie să se clarifice. Dar deci, cine are interesul de a nu face diferențierea între cele două tipuri de pălinci sau de țuici? A fost o greșeală, un act legislativ care a fost făcută cu câțiva ani în urmă la nivelul Ministerului Agriculturii, un ordin care, practic, le-a băgat în aceeași oală. Deci a fost o intenție? Ba, cred că totuși a fost și un pic intenție, s-ar putea să facă. Că totuși, exact ca la produsele tradiționale, unde este frică că aceste produse tradiționale iau amploare și totuși este pe un trend ascendent și sunt căutate și totuși vor fi de viitor, mă gândesc că aceeași problemă este și cu pălinca naturală, în competiție cu produsele spiritoase. Și atunci poate există, menținându-l la acel nivel de accizare, adică sigur că mai greu intră pe piață. Să înțeleg că ar exista mari producători care fac acest alcool din cereale, un alcool din cereale, și care nu și-ar dori o acciză diferențiată pentru ei și pentru restul. Așa. Să fie exact. Aici buba care trebuie spartă. Exact, acolo trebuie și bănuiesc odată, tot se va înțelege. Deci acești mici producători care ar fi și antrepozitele fiscale, sigur că e o treabă mai grea, să vedem dacă se găsește în ceea ce propune ea cu ca și modificarea a legii,
ar fi, pe lângă modificarea accizei, și toată lumea vrea să plătească, și toată lumea ar fi dispusă, că strarea asta confuză care e astăzi nu e bună deloc, statul ar fi putut încasa bani și producătorul ar fi dat, dacă avea un cadru legal, bun, accesibil. Astăzi în Satu Mare, aveți doi producători autorizați. Da. Restul sunt neautorizați, vând și ei cum pot, în afara legii. Nu mai este încă unul mai mic, este unul în Gherța cu acciza, e pe teritoriul mai mic. Da, este și el. Trei autorizați. Da. Din câți, domnul Pop? Sunt mulți producători. Mai este încă unul din Comărzana. Câți produc pe lângă în Satu Mare? Păi sunt ordinul sutelor sau sute într-o localitate. Dacă ne ducem în Turți, deci, sute... Ordinul miilor, domnul Bran. Păi de fapt, ei se produc. De baterii de cazane sunt înregistrate. Exact. Dar nu-s legal. Și mai sunt 300 care nici măcar nu sunt înregistrate. Lasă-mă la microfonul. Deci aveți sute de cazane neregistrate, dar la mine în sat, în Sălaj, sunt 400 de cazane neregistrate. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia în anii care vin dacă nu se autorizează? Încet, încet o să dispară. Dacă legislația nu o să iei în calcul și pe ăștia, o să dispară pur și simplu. Deci cine nu se autorizează ca întrepozit fiscal, nu o să spuneți ca și producător autorizat că dispar. Dispar. Se uită acum la noi multă lume care face pălincă. Numai de la mine din sat, dacă se uită la emisiune, că știu că fac emisiunea asta, și-s vreo 400 care au fiecare cazanul personal. Se vor supăra tare pe mine dacă o să le spun prin internetul dumneavoastră că pentru ei locul pe care îl pregătim este pe laviță, acolo, frumos deoparte. Consider că dacă nu se schimbă legislația, din 400 sau 500 de producători de produse tradiționale, nu se pot autoriza mai mult de 40-50. Condițiile de întrepozitare sunt foarte grele, trebuie să fie în afară de partea financiară, că și aia e foarte grea. Scrisoarea de garanție pentru un întrepozitar pornește de la 25.000 de euro, capitalul social trebuie să depășească 5 miliarde, totul să aibă în proprietate unde produce și... Asta și pentru întrepozitele mici până la 2.000 de litri? Până la 2.000 de litri taxele sunt mai mici, dar un producător până la 2.000 de litri nu realizează, nu o să evoluează niciodată. Atât dacă o să trăiască, dar nu o să trăiască bine. Dacă face ca și Alin un produs, uitați, cum spunea Alin, de dăruit, de dat cadou. A face un produs cum îl face domnul Alin, a ajunge la performanțele dânsului, e cale lungă. An de zile, cu siguranță. An de zile. E muncă multă, un țăran, un simplu țăran care are două baterii sau trei, nu știu câte are, nu o să ajungă la nivelul dânsului niciodată. Domnișoara Bran. Eu mă uit la o sticlă care este o sticlă de cât? De 700 de mililitri. Sunteți tânără? Aveți ce vârstă? 26. Mulți înainte. Mulțumesc. Cum vedeți sticla asta atunci când veți ieși la pensie? Cum va arăta sticla asta? Cam ce aveți de făcut în viața asta? Cât veți trăi profesional? Ce aveți în față ca și provocare? Pentru 40 de ani, cât aveți în față de muncă? Cum va arăta sticla asta? Sticla va arăta identic. Sticla va arăta la fel. Sticla va arăta la fel, eventual cu mici modificări la designul etichetei, cutiei, dar sticla cu ea am început din 93, cum spunea tata, de 8-9 ani am început să ne promovăm un pic mai bine, dar sticla rămâne identică, ca și format, cu mici modificări. Atunci, astea nu sunt. Ce aveți de muncit 40 de ani? Să o vindem. Atât. Piața. Să obișnuim consumatorii să o consume, cum se spunea, prima dată trebuie să induci oamenilor cultura de a consuma acest produs. Da, a vinde înseamnă a veni cu ea într-un magazin, cineva o vinde. De a face până ajungi la magazin mai este cale lungă. Ce veți face dumneavoastră în viața asta, ca și tânără, proprietară a unei unități legale de țuică, ca în momentul în care veți preda ștafeta la copii, să spuneți, tata a făcut de aici până aici, iar eu, ca și mamă, pentru voi copii, am făcut de aici până aici. Iar voi veți duce povestea asta ca afacere de aici până mai încolo. Cum ați gândit viața asta profesională? Momentan mă ocup mai mult de partea de promovare. Corect. Și ne-am implicat și în partea de design a etichetei, a cutiei, care momentan nu se văd. Dar va veni și rândul să mă ocup și de partea, efectiv, de producție. Când va lăsa tata ștafeta producției. Sigur, dar marea problemă, cum spunea tata, este de fapt vânzarea. Vânzarea, da, sigur că da. Și atunci, pentru a vinde țuică, care e o altă meserie, au vinde țuică deosebită, o țuică de calitate, probabil că ce am auzit astăzi, domnul președinte, la simpozion, vis-a-vis de educația publicului,
Adică vă revine un rol, mă gândesc, destul de important în educația publicului. Deci noi participăm la foarte multe târguri, la foarte multe expoziții, misiuni economice, dar unde se fac degustări, se fac promoții, încercăm să obișnuim consumatorii să-l consume, le facem cunoscut brandul, le facem cunoscut produsul, le povestim povestea produsului efectiv, povestea prunelor. Deci nu vindeți pălincă, de fapt, vindeți povești. Nu, Aline. Nu, vindem pălincă de foarte mare calitate, nu poveste. Pălincă cu povești, am înțeles. Aline, dacă se poate, voi ce vindeți, da. Aline? Vindem sănătate, dulce, vindem, se vede aici pe ambalaj. Vis-a-vis de educație la consumator, și aici revine rolul asociațiilor profesionale și ne găsim aici la invitația dumneavoastră la Satu Mare, musai să facem educație la consumator. Dacă trecem granița în Ungaria, vom vedea că la micul dejun, în orice pensiune, untul, mierea, șunca, toate sunt de acolo din regiune. Numai în România poți să te duci la restaurante cu specific tradițional și când îți bei cafeaua și ceri o miere, să vezi că e miere din Italia sau din Germania, de fapt ambalată în Germania, dar ea e miere din China. Da? În condițiile în care Germania și Franța sunt importatori de produse apicole din România, sigur, produse valoroase, foarte bune de altfel, care le mănâncă ei și nouă, pe piața este europeană, ne aduc produse apicole la origine, pe etichetă scrie Comunitatea Europeană și spațiu extracomunitar. Deja nu se mai scrie China pe etichetă, se scrie spațiu extracomunitar. Deci nu se poate. Trebuie să facem eforturi, noi ca asociații profesionale, guvernanții, dacă vor să aibă unde să-și aplice birurile și impozitele și taxele. Trebuie să facem eforturi ca să realizăm consum aici în țară, de la producătorii din țară. Altfel, zilele sunt numărate. Aline, domnișoară, sunteți tineri. Eu când v-am pus întrebarea, domnișoară, unde vedeți afacerea asta peste 40 de ani, am pus-o prin prisma vârstei pe care o aveți. Și Aline și dumneavoastră aveți o vârstă de la care mă aștept ca în fiecare an să văd evoluții vis-a-vis de cum va arăta acest produs pe care îl realizați, îl promovați. Pentru că suntem spre final, domnul președinte, două cuvinte vis-a-vis de invitații pe care i-ați avut în eveniment. Pe mine m-a uimit, în orice caz, povestea cu stejarii. Da, cum am spus și la început, eu am o pepinieră de stejar și uite, mă ofer să-i asigur materialul de plăcere a acestui produs, a modului de ambalare și de prezentare. Am stejar roșu și foarte făcut acolo, puieți spus bun și vă dau și eu gratis ca să fie, da? M-a încântat această și prezentarea și produsul. Colegul din brand din Satu Mare participă la multe expoziții și produsul lui este mult mai cunoscut și de-a lungul timpului a luat amploare, dacă au intrat în marile lanțuri de restaurante și hoteluri din București, e o treabă, e un pas înainte, probabil va veni și exportul și va trebui, că nu e cu nimic mai bun un whisky decât o pălincă tradițională. Și eu știu bine și tehnologia care o face și, într-adevăr, este o pălincă garantată și de bună calitate. Pentru că ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni, dragi telespectatori, ne-am obișnuit ca în fiecare duminică și apoi miercurea seara în reluare să avem o emisiune la care vă prezentăm idei de afaceri pentru salvarea fermei sărănești de la dispariție. Este, de fapt, motoul nostru, acesta este și obiectivul și motoul, de a încerca să vă arătăm exemple de agricultori care vin în fața dumneavoastră, prezentându-și un demers a unui produs agroalimentar, din fermă până în farfurie, un demers care preia multă energie, care ia mulți ani, până în momentul în care ajunge ca o afacere matură să fie cunoscută de către marele public. Ne revedem săptămâna viitoare!